Valentine's Day reprezintă acea perioadă în care se sărbătorește iubirea, dăruindu-se flori, bomboane de ciocolată sau decorațiuni cu simbolul dragostei. Însă Biblioteca Județean Alexandru și Aristia ne propune să sărbătorim ziua îndrăgostiților și altfel, prin lectură. Iar dacă nu avem habar ce am putea să citim în această perioadă, bibliotecarul Sofia Cecel vine cu o serie de recomandări. Ata de tot, al tău de tot, și reprezintă corespondența dintre Nae Ionescu, filozoful de, celebru român, și soția lui Elena Margareta Ionescu, corespondență care ne arată cât de mare dragoste era între cei doi și, de asemenea, oferă într-un limbaj specific perioadei respective, acea legătură dintre, dintre cele două personalități. Tot printre titluri pe care ar trebui să le avem în vedere pentru o lectură ușoară, în luna dragostei se numără și următoarele romane. Minciuni din dragoste de Diane Chamberlain și Nora Roberts în căutarea destinului. Cele două auto autoare sunt foarte solicitate și mai ales în această perioadă în care flutura și zboară, să zic așa. Nici cărțile de dragoste clasice nu sunt date uitării, mai ales în această perioadă în care, pretutindeni, iubirea este sărbătorită cu mare fast pot să citească mai trei, având în vedere că este cerută și la școală și reprezintă o, o, carte foarte cunoscută din literatura română și putem să recomandăm și din cărțile clasice de dragoste, spre exemplu, Pe Plevântului vântului, care este una dintre cele mai cerute și cele mai frumoase povești de dragoste din toate timpurile. Rolul acestor cărți este de a oferi cititorului relaxarea de care are nevoie după o zi plină de grijile cotidiene. Ele reprezintă o lectură ușoară menită să-l îndemne pe cel care preferă acest gen de cărți să creadă în puterea unor sentimente profunde într-o lume atât de superficială.